Peste un sfert din populația României trăiește într-o locuință care nu are toaletă în interiorul acesteia, ceea ce ne plasează pe ultimul loc în topul Uniunii Europene. Românii nu au condiții decente de trai, însă mulți dintre ei își doresc o viață ca afară. În numai puțin de 19 state membre UE, ponderea populației care trăia în 2020 într-o locuință care nu avea toaletă în interiorul casei era mai mică de 1%, în cazul Germaniei, Luxemburgului, Olandei și Suediei, procentul fiind chiar apropiat de zero. La polul opus, 27,7% din populația României locuia în 2020 într-o locuință care nu avea toaletă în interiorul casei, aceasta fiind de departe cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană. Țara noastră este urmată de Bulgaria, unde 15,3% din populație are toaletă în afara casei. Păi de-i sărăcii la noi în România, nu vedeți în ce hal suntem. Că suntem care nu am putut să mai luăm pensie, suntem care nu avem niciun venit și nu avem din nicio parte. Suntem ce putem să facem? Păi, din toate punctele de vedere suntem codași. Și violență mare la noi. Nu vedeți ce se întâmplă acum în Timișoara, în București, peste tot ce se poate întâmpla. Organizația Națiunilor Unite își propune prin obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 6 să organizeze că până în 2030 toți oamenii vor avea acces la toalete și canalizare. S-a ajuns în situația asta, în primul rând, că probabil nu au apă curentă în sate și nu poți să faci o toaletă dacă nu ai apă curentă. O toaletă trebuie, nu? Și de-aia aveau toaleta în curte sau în spatele curții la țară. România este considerată codașă în mai multe topuri ale Uniunii Europene. Acest lucru este foarte rușinos, având în vedere țara bogată în care trăim. Severinenii consideră că guvernul este principalul pion în această situație.